ordinarea Consiliului Local pentru luna august, prin dispoziția primarului 197 din 8-a 2018, sunt prezenți 14 consilieri din cei 15 în funcție, lipsește motivat domnul Munteanu Ion, care era și președinte de ședință, motiv pentru care, ca prim punct pe ordinea de zi, vom avea alegerea unui alt președinte de ședință pentru următoarele 3 luni calendaristice. Vă rog să faceți propuneri pentru un alt președinte de ședință. Conduceți și crește și astăzi, nu? Da, începând cu astăzi, da. Că nu avem... Da. Păi propunerea ar fi în funcție de litera de la alfabet, deci pe Munteanu cine ar urma. Mă și numai dacă nu are probleme, adică... Deci, Oraru Gabriel. Am propus Oraru Gabriel. Sunt și alte propuneri? Cine este pentru? Noi, bună. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal de la ședința din 31 iulie, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Se abține cine? În legătură cu ordinea de zi, datorită unor motive obiective, se dorește scoaterea din ordinea de zi a punctului 2, pentru că documentația mai trebuie analizată, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului investițional creșterea eficienței energetice în sistemul de iluminare public oraș în Moldova și suplimentarea cu ordinii de zi cu încă 4 puncte, respectiv care s-au discutat și la comisie ieri. Proiect de hotărâre privind completarea strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Senin Moldova pentru perioada 2014-2020, aprobată prin hotărârea Consiliului Local 94 din 23 iunie 2017. Proiect de hotărâre privind declararea pe atestare la apartenenței la domeniul public al orașului Senin Moldova a unor bunuri imobile ca urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Senin Moldova cu Asociația Prietenii Sănicului în vederea realizării obiectivului investițional construire teren sport multifuncțional și amenajare incintă școala 2 Cireșoaia și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului investițional construire teren sport și amenajare incintă școala 2 Cireșoaia. Inițiator, domnul primar. Cine este pentru suplimentare? Așa, da, și mai este și punctul 5, da, se retrage punctul 5. Și punctul privind 5. Stabilirea salariilor de bază. Și o să... Bună ziua și din partea mea. Argumentul este că sindicatul nu și-a exprimat un punct de vedere dacă este de acord sau nu. Ne-au prezentat astăzi la ora 15:30-15:45 un proces verbal al întâlnirii noastre în care spune ce a comentat ăla, ce a spus ăla, respectiv eu nu am un punct de vedere. Și pentru că sunt anumite persoane justificat nemulțumite de nivelul salarizării, o să propun la ANFPA o nouă organigramă prin care mai restructurăm două posturi de consilier superior și atunci avem de unde să distribuim aceste sume fără să afectăm bugetul local. Respectiv, lupta mea este să încercăm să rămânem cu cât mai mulți bani ca să putem să ne plătim datoriile prioritare, încă suntem la arierate, știe toată lumea în ce situație suntem. Și doi, dacă ne-ar rămâne ceva să schimbăm și noi niște becuri, să facem și noi ceva pentru oamenii ăștia, pentru că efectiv este jenant că au trecut 2 ani de zile și nu ai resurse din ce să faci ceva pentru comunitate. Ăsta este argumentul pentru care vă rog să rețineți că am scos de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de echilibrare a salariilor, că nu era o creștere la toată lumea, ci era o echilibrare dată de indicele, de coeficientul de care am vorbit anul trecut. Dar cine este pentru suplimentarea ordinii de zi cu proiectele noastre menționate? Mulțumesc. Supun la vot și întregul proiect al ordinii de zi care v-a fost comunicat. Cine este pentru? Mulțumesc.
Da, aduc și vorba. Bună ziua. Începem ședința ordinară cu primul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului public local de salubrizare și gestionare deșeurilor cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al orașului Sănii Moldova. Inițiator, economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Aici aș vrea să fac niște precizări pentru cei care ne urmăresc în principal. Cu dumneavoastră am vorbit ieri în comisii. Este nevoie să înființăm acest serviciu de salubritate, măturat stradal, de zăpezire și alte activități supuse autorizării ANRSC, întrucât am epuizat posibilitatea să mergem pe o altă direcție, respectiv să autorizăm util prest ca o societate din subordinea Consiliului Local. Este nevoie să ne mișcăm repede, mai avem, în total aveam 90 de zile, mai avem 80 de zile. Trebuie să facem acest lucru foarte rapid și sperăm să obținem autorizația pentru serviciu public al primăriei. În această situație, noi vom continua cu aceiași oameni, cu aceeași logistică, să facem această salubritate, lucru de care nu suntem foarte mulțumiți, adică nu suntem mulțumiți cum se întâmplă, dar ne trebuie niște investiții. Dacă între timp găsim oportun ca serviciu colectarea gunoaielor de la populație, respectiv de la agenții economice, să fie făcută de un operator, care ar veni cu o investiție, ar fi mai dotat, mai, bineînțeles, la un preț poate mai bun decât acesta, atunci vom apela la varianta aceasta. Deocamdată suntem supuși documentelor semnate de către primăria, primarul de atunci și Consiliul Local de atunci, respectiv 2013, documentul de poziție prin care noi suntem membri într-o asociație și în această asociație nu facem ce vrem noi. Facem, suntem limitați în acțiunea noastră de documentele semnate. În așa fel încât aprobarea dumneavoastră de astăzi este foarte importantă pentru ca să putem face documentația rapid, trebuie să obținem cod fiscal pentru acest serviciu separat, pentru că toată gestiunea acestor gunoaie care provin de la populație, care provin de la agenții economici și care provin din locurile publice, atât coșurile de gunoi publice, cât și măturatul stradal și celelalte, gestiunea lor trebuie ținută de un serviciu cu cod fiscal separat, ca să se poată urmări și cantitățile și costurile și celelalte aspecte. Mergem să luăm cod fiscal, ne autorizăm la mediu și mergem să depunem documentația la ANRSC. Mai sunt discuții, dacă unul avizul comisilor. Favorabil. Cine se pen, cine se împotrivă, cine se abține. Continuăm cu punctul 3. Trece punctul 2 a fost de tras. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului cu suprafață de 188 de metri pătrați, situată în intravilanul localității Stăda Nicolae Borcescu, în zona Părul Pietrii, din proprietatea privată a orașului Sănii Moldova și administrarea Consiliului Local către doamna Șandu Mihaela, în baza dreptului de pensiune. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă sunt discuții, dacă sunt... Dacă nu... Comisiile. Avizul comisiei. Favorabil. Favorabil. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține? Da. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind... Nu, privind, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al orașului Sănii Moldova, numărul 63 din 08-05-2017, privind desemnarea reprezentanților orașului Sănii Moldova în adunarea generală a asociațiilor SECE Util Press Self SRL Sănii Moldova, Sănii Moldova. Inițiatorul economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Dacă este vorba despre înlocuirea domnului Cazacu, cu care a decerat democrație, cu un rad în Consiliul Local. Propunere. Nu propunere, domnul Cazacu. Domnul Solon. Alte propuneri? Nu se pune la... Cine este pe? Punctul numărul 5.
Proiect de hotărâre pentru modificarea... Salariile. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre pentru modificare articolului 1 din hotărârea Consiliului Local al orașului Sănic Moldova, numărul 116 din 31.07.2018, privind încetarea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public local de salubrizare și gestionare a deșeurilor pe secție util prest, SRSRD, Sănic Moldova, inițiator economic partidul din Mărlat. Dacă sunt discuții... Am invitat în comisie despre modificarea de revocare, respectiv încetare. Avizul comisiei? Favorabil. Favorabil. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune teren garaj titular Paloga George. Inițiator al partidului de Maroc. Dacă sunt discuții. Acum avizul comisiei. Favorabil. 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 E un om care a făcut multe pentru orașul. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui sau mai hotărâre. A fost cum? A fost. Proiect de hotărâre privind completarea strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Sănic Moldova pentru perioada 2014-2020, aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 94 din 23.06.2017. Vă spuneam ieri că intenționăm să punem un proiect pe iluminatul public și o cerință a proiectului, în ghidul care, pe baza căruia se depun proiecte, este să se precizeze expres anumite aspecte legate de această eficiență energetică. Noi avem un ghid prevăzut eficiența energetică, protecția mediului, reducerea de noxe, dar nu este așa cum s-a precizat în ghid și am adăugat un capitol aproximativ cu toate cerințele din ghid, pentru că toate ni le-am însușit, în sensul în care sunt niște cerințe pe care noi le agrem și vrem să le îndeplinim cât mai repede posibil. Ca să dați discuții, dacă nu, facem comisie. Continuăm cu punctul numărul 9. Hotărâre privind declararea atestarea apartenenței din domeniul public al orașului Sănic Moldova, unor bunuri imobile, ca urmare a identificării și delimitării conform documentației localatare, în vederea înscrierii în cartea funciară. Inițiatorul economist Baciu Gheorghe, din Maroc. Dacă sunt discuții, mă sunt avizul comisiei. Favorabil. 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 Cine este pentru? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii orașului Sănic Moldova Asociația Prietenii Sănicului în vederea realizării obiectivului construire teren de sport multifuncțional și amenajare în cinte școală numărul 2 Cereșoaia orașul Sănic Moldova, județul Bacău. Inițiatorul. Da, aici aș vrea să, față de ce am discutat ieri în comisii, avem propunerea Asociației Prietenii Sănicului. Disponibilitatea dumnealor actuală este de 46.000 de RON. Proiectul este în fază de eliberare, autorizație de construire. Avem toate avizele, știți că ne-am mai dus pe la notariat, am mai semnat cu responsabilități cu ce avem acolo. Sper ca nu neapărat la începutul de școală, mai sunt câteva zile, nu mai este o lună până începe școala, dar maxim până la 1 octombrie să se poată juca, să poată practica sportul pe acest teren. În proiect avem inclusiv amenajarea și peisagistică și recreativă, îi spunem noi, a incintei școlii, în așa fel încât cea mai mare comunitate de copii, cea mai mare comunitate din Stănic, fiind la Cireșoaia, să aibă și ei în sfârșit un teren de sport. Ați avut în vedere și construirea unei sau de sport? Da, avem... Vă gândesc că terenul de la epurare la partea dinspre de la Vale,
va fi terenul mare, dar în spate mă gândesc cum în viitor s-ar putea construi o sală de sport. Amplasarea sălii de sport și a laboratoarelor, da. Pentru că școala Cireșani, într-un final, o să trebuia să aibă și niște săli. Deci nu are o bibliotecă, stă într-un spațiu. O sală de clasă. O sală de clasă, da? O sală de laborator și care să o rotească și una de clasă. Amplasarea acestor și a terenului de sport se face în laterala spre Ardeleanu, pe toată lungimea. Respectiv, sala, terenul de sport a rămas în partea sud-estică a terenului. Da. Tot celălalt teren rămâne disponibil. Practic, terenul de sport modernizat este aproximativ pe amprenta terenului de sport vechi. Nu afectăm cu nimic și amenajarea. În amenajare este toată zona aia de care v-am spus eu, este lăsată liberă. Pentru că sigur o să aibă nevoie de... Păi așa este corect. Pe lângă un teren de sport, școala trebuie să aibă și o sală de sport. Mai ales că populația școlară la Cireșoara e întotdeauna constantă și destul de mare pentru... A, o perspectivă demografică cât de cât mai bună. Constant, mai bună decât... Când s-a discutat prima dată, am fost de opinie să proiecteze și vestiare, dușuri și grup sanitar. Nu se poate un teren de sport fără mânca niște vestiari. Copiii se îmbărcă prin casă, terenul... plasă. Așa este, terenul poate de sport, în vedere și asta. Sala de sport, sala de sport pe care trebuie repede să o construim, are toate dotările de interior, terenul de sport practic este partea de exterior. Noi acum, neavând resurse financiare pentru o sală de sport, ne trebuie de 6-7 ori mai mulți bani decât pentru un teren de sport. Ce este adevărat este că ne-am mobilizat puțin și Terdezom, ați aprobat parteneriatul cu Terdezom care finanțează sportul, gazon sintetic sau covor asfaltic și așa mai departe și am mai găsit niște resurse aici, acolo, să nu afectăm bugetul local. De fapt, noi, la momentul acesta, nu punem niciun ban în acest teren de sport. Am pus câțiva lei pentru avize, pentru autorizație, adică nu este autorizația, noi eliberăm gratuit în vederea obținerea autorizației. Adică avizele, cea mai cu 20. Și dacă ne redresăm și avem ce face acolo de amenajat alei, nincit, avem o grămadă de lucruri. Autorizația are durată de 2 ani de zile, respectiv, de acum încolo 2 ani de zile, avem timp să mai completăm anumite lucruri legate de gardul perimetral, legate de iluminatul, am pus inclusiv iluminat de nocturnă, ca să poată folosi și în perioade. Totul este prevăzut. Noi, în etapa asta, ne propunem să dăm drumul la copiii să poată practica sportul pe acest teren. Sportul nu e foarte important. Cât de cât, măcar. Nu mai sunt discuții la vizul comisiei. Favorabil. 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 Pentru cine este. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului investițional și construire teren de sport multifuncțional și amenajare în cinta școală numărul 2 Cireșoara, orașul din Moldova, județul Bacău. Cam aceeași seară. Deci a fost în ianuarie a fost aprobată tema de proiectare și nota, au fost aprobate tema de proiectare și nota conceptuală. Următoarea etapă, conform hotărârii 907, este aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a proiectului. Da, eu tocmai v-am spus la punctul anterior ce cuprinde această amenajare. Deci este vorba de amenajarea peisagistică, arbuști, alei, toate celelalte, inclusiv o mică tribună, da, acolo în dreptul terenului de sport și partea de teren de sport, păstrând ca rezervă zona unde vor veni construcțiile care vor completa, practic, acest ansamblu, într-un final. Propunerea noastră este, după ce vor fi gata aceste construcții, să se demoleze grădinița din față, clădirea veche, în așa fel încât să se aerisească toată zona și acolo să ai până în stradă, intrare frumos de școală și toate celelalte nevoi, bibliotecă, toate astea se vor duce, sală de informatică, în viitoarea construcție.
Am uitat să mulțumesc asociației, mulțumesc această cale și sper să avem un parteneriat în continuare. Dumnealor ne-au ajutat foarte mult și anul trecut, dar mai ales anul acesta. Știți foarte bine și evenimentele și faptul că au fost de acord să economisească niște bani pe care să îi aducă în zona asta de educație este foarte important pentru noi și le mulțumim pentru sprijin. Eu aș vrea, dacă îmi permiteți, să mai spun câteva cuvinte referitoare la gunoaie, în primul rând, pentru că ultima ședință a fost în principal pe acest aspect. Noi, la momentul acesta, suntem în cele 90 de zile în care operează firma Util Press. Încă în următoarele 3 zile după ședința trecută s-a salubrizat toată localitatea și în săptămâna trecută, vineri, s-a terminat și practic golirea depozitului ăla de gunoaie de acolo, de la ISU, de la fosta centrală, centrală termică a localității. Eu, în primul rând, îmi cer scuze față de cetățeni și față de agenții economici pentru situația neplăcută creată. În primul rând, față de Institutul de Balneologie, care a suferit cel mai mult pentru că mirosul acela degajat ajungea acolo. Îi asigur că încercăm să evităm orice situație în care să creăm un disconfort. Nimic nu a fost premeditat sau nimic nu a fost cu rea intenții. În același timp, am observat în această perioadă că s-a amplificat această atitudine de neglijență, nu atât a cetățenilor, cât a întreprinzătorilor față de depozitarea acestor gunoi. Chiar și în situații critice, noi trebuie să fim atenți cu aceste gunoaie. Au apărut deja urși pe la Hotelul Perla, la Venus erau, toate societățile, toți agenții economici trebuie să aibă securizat locul unde depozitează aceste gunoaie. Plasă bordurată deasupra, peste tot, în așa fel încât să nu poate intra ursul și să răstoarne tomberoane. Dacă răstoarnă odată și găsește ceva, o să vină și a doua oară și a zece oară. Dacă dă târcoale de câteva ori și nu găsește, atunci poate că nu o să mai vină. Este foarte important, apelez la respectul față de corectitudine, față de lege. Noi avem o hotărâre de Consiliul Local și un regulament de depozitare a acestor deșeuri. Majoritatea acestor locuri sunt pe domeniul privat, așa este normal, dar eu voiam să subliniez că noi nu putem să facem noi aceste amenajări, noi facem pentru populație. În regulament spune foarte clar, fiecare producător de deșeuri, persoană juridică, trebuie să-și amenajeze acele puncte. Că le ține în saci, că îi ține în tomberon, tomberonul nu rezolvă problema, pentru că ursul vine și dărâmă tomberonul și după aceea, ați văzut, la televizor vedem mereu, nu vreau să ajungem și noi, cum sunt alte localități, o crescătorie de uși. Vrem să-i descurajăm și vreau o solidaritate. În același timp, vă asigur de tot efortul nostru. Vedeți, în weekend avem persoane care monitorizează curățenia în stațiune. Mă refer la stațiune de data asta. Avem un program. Oamenii de la salubritate, avem grafic în fiecare zi de sărbătoare și weekend de curățenie, ei trec și observă ce se întâmplă acolo și acționăm foarte repede să nu se adune acele vârfuri de știți foarte bine, dacă pe la izvoare trec 500 de inși în același coș, lasă, se umple și se vede urât. Încercăm să evităm aceste situații. Am reușit să menținem cât de cât parcul curat și anul acesta, de 4 ore, a trebuit să tundem această iarbă, ploaia multă, ne aduce niște costuri suplimentare, pentru că asta este situația. Și mai departe încercăm să menținem localitatea curată și, după cum știți de la ultima ședință, avem și promisiune că vom avea niște tomberoane pentru familiile de pe Valea Strâmbului, pentru persoanele fizice. Sperăm să fie 1500, cum au promis, în așa fel încât să putem distribui pentru cetățeni
să niște pubele, în așa fel încât să poată să gestiona și să selectiv, da, pentru că aici da, e problema până sigur. La urmă. Bun. Eu mulțumesc pentru înțelegere și sper ca lucrurile acestea să nu se repete, sper să luăm repede licența, să trecem pe serviciul de salubritate și ușor, ușor să se vadă și dezvoltarea calității, partea de creștere a calității acestor servicii. Domnul primar, aș vrea și o propunere, nu din partea mea, din partea cetățenilor, să facem să inițiem un proiect de hotărâre la drumul ăsta național, începând de la, măcar de la Părâul Pietrei, deci ce mi-au zis cetățenii, de la Vale și din Deal, să trecem în subordinea primăriei, să facem drum local sau drum județean, pentru că ăștia culemnii care vin de la cu Bușteni, șase veneam pe drumul acela, vă spun sincer, unde se lucrează, apele române lucrează, sunt vestele alea care ridică unde se surpă drumul. N-au nicio treabă. Baliz. Nu vine balizele. Au trecut prin lângă balizele, au aruncat în vreo, oamenii trebuie să sară de jos să vadă cine dă codat jos alea. Nu se uită pe unul vin, nu se uită. Merg cu Buștenia mari la Vale, cred că au peste 50 de toni care merg. Tremură și din am reținut propunerea. Trebuie făcut ce noi avem această gândire de ceva timp. Trebuie să facem. Noi ne-am gândit că... Haideți să vă spun cum stau lucrurile. Dacă preluăm acest drum, de la pârtie la deal ar fi de interes. Pentru că am reglementat și niște zone. Drumul național are o lățime și niște norme, un drum local ar avea alte norme. Noi trebuie să ne asumăm, în momentul în care îl preluăm, să-l și întreținem. Respectiv, dacă drumul ar fi fost la noi acum, toată ruptura asta de la fabrica de pâine, de aici de peste drum de primărie, de la izvoare, ar trebui să o reparăm noi. Poate că ne-ar da guvernul bani, poate că nu ne-ar da. Eu vă mulțumesc pentru propunere. Vă asigur că este în planul nostru de mai mult timp această analiză. Argumentele sunt multiple pentru a face ce ați propus dumneavoastră. Dar sunt și argumente pentru că noi suntem într-o situație financiară proastă și principalul argument știți care este? Că am putea să oprim mașinile fiind drum local și Ana care intră în stațiune. Pentru că noi țintim să luăm o taxă de parcare. Țintim să facem cumva să echilibrăm aceste costuri. Adică vizitatorii noștri produc gunoaie și au nevoie de toate serviciile noastre. Atunci trebuie să și plătească. Au apărut comentarii că noi nu am pus încă decât o singură amendă anul trecut. Acum punem niște note de constatare. Și dacă o să vă întrebe, că sunteți consilier local, vă întreabă lumea. Doar ați început să puneți amenzi. Da, punem niște note de constatare care spune că astăzi l-am găsit pe X cu mașina numărul cu tare, care nu a plătit nici măcar o oră de parcare la Sănii Moldova. Și el poate stă o zi. Și atunci, conform regulamentului, că revenim la regulament, este 10 lei pe zi, maxim 10 lei pe zi, acolo el trebuie să plătească 10 lei pe zi. Pentru că nu știm de cât timp stă și așa mai departe. Reacțiile sunt diferite. Dar eu vă spun care este reacția în bugetul local de weekendul trecut. 4.850 de lei. Vi se pare puțin 4.850 de lei? Acești bani i-au pus nu turiștii care dorm la hoteluri, vizitatorii noștri. Mie mi se pare de bun simț. Pleci cu două bidoane de apă minerală, poate mai mult. Vii, te bucuri de toate astea, lasă, doamne, 3 lei, nu mai mult de 10 lei pe zi. Și atunci, dacă am face preluarea drumului, ar fi important când ne-am putea să punem orice fel de măsuri, de restricții și alte aspecte. Eu vă asigur că până la sfârșitul anului vom face această analiză economică, în sensul în care trebuie să evaluăm ce înseamnă și costuri și vedem cum reușim să facem această propunere către Guvernul României. În același timp, suntem blocați acum la un... Dacă tot ați amintit. Deci nouă ne trebuie, pentru programul de iluminat public, proprietatea terenului. Pe Valea Stănicului, hotărâre de guvern 2004, 32 de hectare de la Târgu Mureș, drumul național.
Noi am împărțit 18 km, 32, și iese vreo 22 de metri în medie lățimea. Vă dați seama că noi, practic, acum trebuie să cadastrăm și în dreapta drumului și în stânga drumului pe toată Valea Stănicului. Să mergem la guvern să cerem hotărâre de guvern cu trecerea din domeniul public al statului și administrarea CNAIR în domeniul public al statului și administrarea UATE Stănicului. Altfel, nici iluminat, nici trotuare, nici alte investiții nu le vom putea face pentru că nu avem în administrare aceste terenuri. Este în atenția noastră. Nimic nu se poate face peste noapte. Ne străduim acum, mai avem câteva drumuri de cadastrat. Pâraile astea trebuie și ele, pentru că altfel nu ne putem pune pe corecție de torenți. Pardon, ne-am stabilit niște priorități. Mulțumesc pentru propunere. O să dacă luăm drumul ar deveni local, am putea circula fără rovinietă. Da. Și chiar în Târgu Ocna, fiind atenți la o mică porțiune sumă. Merită făcut treaba asta pentru cei, bun, care, pentru cei care circulă local. Și când treci mai departe și plătești 10 zile rovinietă. Eu aminteam impactul economic în bugetul primăriei. Este important și poate mai important nu trebuie să producem o robinete pe plan local. Trebuie doar să avem respect, pentru că gândiți-vă că cetățenii din Stănii Moldova avem doar 117 care au plătit această taxă de 60 de lei pe an. Da? Dacă ne gândim că cetățeanul care vine și parchează și se bucură de zona noastră de parc, de izvoare, putem spune că el a plătit o taxă și este corect cumva să parcheze gratuit. Numai că noi încă nu avem reglementat asta și la hotărârea de Consiliu Local de anul viitor o să o și reglementăm. Adică cel care își plătește TMT-ul aici va primi pe lângă chitanța aia și un tichet ca să venim cu un oarecare suport pentru cetățenii noștri, să nu-i amestecăm cu vizitatorii care vin de la distanță și ar trebui să plătească. Și asta este o abordare pe care sigur o să o aducem în fața Consiliului Local. Ce vreau să vă asigur este că la momentul acesta noi trebuie să ne aplecăm foarte serios asupra de creșterii veniturilor la Stănii Moldova. În acest fel, în modul acesta, în care la cetățeni e jenant să mai crești impozitul. Îl menținem, l-am menținut de când, cum l-am găsit, îl menținem așa, da? La întreprinzător nu prea mai ai unde, că și așa, el este 1,1, suntem cu 30% mai ieftin decât în alte localități, dar ei vor facilități mai departe. Atunci, creșterea de salarii, de utilități, de unde o acoperim noi ca buget de localitate. Și asta este o prioritate a noastră, să creștem veniturile. Vedeți? Avem concesiuni, avem închirieri, reglementăm anumite aspecte care ne aduc niște venituri pe termen mediu și lung. Și atunci, și prin administrarea acestui drum, poate că reușim să aducem niște venituri. Dar dacă veniturile pe care le aducem nu acoperă măcar cheltuielile cu drumul, înseamnă că decizia noastră este este nu se potrivește. Nu acoperă. Ea nu acoperă, dar ești proprietar și poți să pui un proiect. Da? Adică dacă un culoar de finanțare sau alte posibilități de a primi niște bani ne ajută, nu mai stăm hotărâre de guvern, guvernul dă la Ministerul Transportului, Ministerul Transportului distribuie în toată Moldova niște bani. Anul acesta avem avantajul și am spus-o public, avem suportul Ministerului Transportului, la domnul ministru și lucrurile au pornit și vedeți că s-au pornit bine și se fac niște diguri sănătoase. Dacă acum câțiva ani au fost niște bolovani mari, niște roci acolo care la prima ploaie au fost luate, vedeți, acum se fac niște construcții hidrotehnice de mare anvergură și eu sper că încă 100 de ani, dacă au ținut asta din stațiune 100 de ani, să mai țin 100 de ani. Și mulțumesc pe această cale
Apele Române au primit aproape 4 milioane de RON, 3.980.000 de RON pentru refacerea digurilor, dar din păcate nu se refac decât digurile care au fost avariate. Nu se suplimentează. Respectiv, cetățenii noștri care sunt afectați de aceste diguri să știe că ele se vor reface. Există acum un proces de selectare a constructorului și se vor reface. Noi am rămas cu problemele noastre, respectiv podurile de pe Dobru, Punți, ce mai avem noi, încercăm să le chiar astăzi am primit documentul de la Ministerul Finanțelor că avem disponibili acei bani pe care guvernul i-a aprobat la acum două săptămâni, respectiv 364.000 de RON cu obiective precise. Deci trei poduri pe Dobru și niște punți, puntea de la Brutărie și mai sunt încă două punți pe Vale. Iftimescu și încă o punte îmi scapă. La Forcoș. În orice caz nu reușim să facem măcar ce a fost cu acești bani. O să vedem cum... Apropo de făcut bani, v-ați gândit la o spălătorie auto? Dar nu primăria face spălătorie auto. Lansați bonul măcar, poate se găsește un investitor care să vină. Au bonul, au venit mai mulți. Cred că sunt cel puțin 5 care au venit acum. Noi le-am oferit inclusiv teren, pentru că lângă stația PECO, acum stația PECO închisă, este în litigiu. Dar mai la vale este teren acolo, o limba aia de teren. E pe epurare, deci ar fi simplu de tot. Nu ar fi o problemă. Le-am spus să vină, să ceară și te vom da. Da, fiecare își face planul de afaceri și când a venit primul investitor. Era auto, era putea să meargă. Ce am uitat să vă mai spun și închei cu asta, joi am semnat documentele și ieri s-a făcut proces verbal de predare primire pentru vila Rândunic. Am fost acolo, ei au fost foarte, foarte prietenoși, ne-au dat inclusiv ce a fost centrală termică, toate instalațiile de acolo, ce mai sunt, niște mobilier, îl vom inventaria. Majoritatea este cum este, dar avem încă o clădire în proprietatea noastră și încercăm să o punem pe un culoar de finanțare, să o modernizăm, să facem acolo la etajul 1 un oficiu de stare civilă unde poate să fie și o sală de întâlniri de în cap 40-50 de persoane. Și la etajul 2 pentru voluntari avem un plan să atragem voluntari, să facem activități de dezvoltare și a, în principal a copiilor noștri, dar și a tinerilor din alte zone să vină la Sălin Moldova și să ne ajute în proiecte. Sperăm să reușim foarte repede să o punem pe un proiect. Totuși ar trebui insistat ca primăria să intre în posesia pământului pe care spuneți că sunt stâlpii eoni, chiar dacă durează mult, și peste 5 ani și peste 10 ani, ca să le luăm taxă pe stâlpi. Și pe umbra stâmpului. Bun, noi acum avem un... Trebuie insistat, să nu renunțăm. Noi avem pe termen scurt, acest lucru se face greu. Pentru că stâlpii ăștia nu sunt toți puși la 2 metri distanță de marginea drumului. Unul e la 4 metri, unul e la 2 metri, unul este, ar trebui o abordare globală, adică să luăm tot terenul de la marginea drumului până la limita de proprietate privată. Pentru asta trebuie cadastrat totul și astăzi discutam la ședința noastră tehnică. Este obligatoriu și în perspectiva legii care ne obligă ca toate rigolile, aceste rigoli de care sunt pe marginea drumului în intravilan, în zona de case, este obligația noastră să le întreținem și să le reparăm. Practic, la momentul acesta, noi nu putem să facem nimic pentru că nu este terenul, nu este proprietatea noastră. Și atunci, și în perspectiva asta, trebuie să preluăm aceste... Dar mai important ar fi pentru trotuare. Noi nu avem pe Valea Stănicului, pentru zonele aglomerate, măcar, nu, zona de școală, zona de biserică, zona de stație de autobuz, o defluire, să ai un trotuar unde se poată circula lumea. Este jenant. Nu mai spun de la podul Stroiul la deal ce înseamnă pentru turiști. Vezi, turiștii circulă pe drum. Deci, domn doctor, mai devreme sau mai târziu trebuie să ajungi. Nu, dar este în planul nostru, numai că durează. Tot durează. Da. Bun, vă asigur că vom merge la drum.
avem acum mai mult spațiu, mă gândeam, știți că am mai și discutat de un muzeu, având în vedere că munții noștri au mult, au războaie, au dus și mă gândeam, poate în vechea primărie, pe undeva găsim un spațiu pentru un muzeu cu artefacte, din primul război mondial, pentru că sunt doritori care ar vrea noi să... Noi putem să facem un muzeu acolo, la Rândulica, la parte. Exact. Adică... O vitrină frumoasă, acolo sunt două uși de garaje, care n-ar nicio treabă. Perfect. Mă gândesc foarte frumos ar fi că de la Venus oamenii trec prin spate. Și ar fi și un în parcursul. Adică să facem... Ar fi și o atracție... Este acolo sub vreo 40 de metri pătrați. Și când o să crească această... Fac parte dintr-o asociație de tecturiștilor și sunt dornici să doneze artefactul. Eu vă asigur că foarte repede putem să facem acest lucru. Și cred că am face și un bănuc din asta. Da. Putem, putem să facem multe lucruri acolo, dar încă mai suntem în analiză. Eu vă mulțumesc tare mult. Sănătate și să dea Domnul să... am uitat să vă spun și pentru cetățenii noștri, pe 24 august este o... Vă invităm la o ședință festivă de Consiliul Local în care ne înfrățim cu trei localități din Republica Moldova, după care avem Festivalul de Obiceiuri și Tradiții Basarabeni, ediția a doua. Un festival foarte frumos și la care vă invităm pe dumneavoastră, invităm și cetățenii noștri. Dacă mai vine primarul ăla care vorbește în rusă, am să-l insult. Ar trebui să știi limba țării cu limba. Da, dar el e... Domnul doctor, în Găgăuzia... Astăzi am spus că îl voi insulta acum. În Găgăuzia, limba oficială este rusa. Dar el vorbește turcă, bulgară, rusă, engleză, română, vorbește. Probabil că cel de la cea de lungă, spuneți dumneavoastră. Da, a fost unul care da, ăla nu știe. Cu nerușinare, cu translator. Bun. Eu face foarte bine românește, dar nu poate vorbi. Domnul doctor. Țării lui. Bun, acum noi ne vom înfrăți cu trei localități 100% românești. Și o să vă prezint pe doamna primar de Strășeni. Și să-mi spuneți după aceea dacă știi românește sau nu știi românește. Da. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc.